Considerăm că este un cod binevenit și am vrea ca concurenții sau participanții să fie mai receptivi și să îl semneze, dat fiind faptul că la baza sa acest cod are niște principii foarte importante, cum ar fi respectarea normelor din codul electoral, cum ar fi respectarea drepturilor alegătorului de a vota în baza propriilor convingeri, receptivitatea participanților până când lasă de dorit. Și într-adevăr, la moment nu a semnat nimeni acest cod, dar speranța mai este, deoarece am propus ca să fie semnat până în 30 septembrie. Semnatarii vor evita intimidările la adresa liberei exprimări la vot și coruperea prin orice metodă a alegătorilor. Normele de conduită sunt prevăzute de prezentul cod și constituie o obligație morală pentru semnatarii implicați în campania electorală. Concurenții și media își asumau anumite angajamente, și anume să desfășoare o campanie fără atacuri la persoană, să pună accent pe informarea cetățenilor și nu pe dezinformarea acestora, deci nu este o practică nouă. Prezentul cod intră în vigoare pentru fiecare concurent electoral din momentul semnării și este valabil până în ziua în care rezultatele finale ale alegerilor vor fi confirmate de către organele competente.